Salutare, lume, am revenit cu un nou tutorial. În acest tutorial o să vorbim despre cum să instalăm Too Many Items pe Minecraft. Aici o să vă las un link în descripție pentru versiunea 1.4.5 sau 1.4.4. Intrați în asta. O să vi se apară asta, trebuie să așteptăm 5 secunde. Dar fiți asigurați că Minecraft-ul este fără niciun mod. Sau dacă are pur și simplu dacă ați instalat modul Too Many Items și nu v-a mers, dați force update, mă rog. Îl instalăm. Eu l-am deja instalat, deci nu-l mai instalez. Și o să vă apară o arhivă de genul acesta pentru 1.4.5, pentru 1.4.4 sau 1.2.5, o să vă las în descripție. Așa. Dați aici. Acum, intrăm în AppData. Minecraft. Oh, stai. Mai AppData, lasă. Așa. Puteți da și aici Open Location. Și mai simplu, ai că vi se deschide, dar eu o fac așa pentru că unii nu știți. Și intrăm în bin. Și aici în bin intrați în Minecraft. Deci, noi ne aflăm în punct Minecraft. Dați Open with și dați WinRAR Archiver. Și o să vi se deschidă o chestie genul ăsta. Deschideți iarăși Too Many Items. Copiați toate astea, în afară de aceste 3 puncte. 2 puncte. Așa. Și dați aici Ctrl V. Și gata. Acum. Ștergeți MetaInf, neapărat MetaInf să nu uitați. Yes. Și acum intrăm pe Minecraft Started. Nu-i dați force update că v-a stricat toată munca. În single player și hai să intrăm aici. Să vedem dacă s-a downloadat. Da. S-a downloadat toată asta. O să vă și arăta să ies la suprafață. Dacă apăsați E, o să vă apară asta. Sunt iteme pe care nu le știți. Da. Mă rog, nu știu dacă sunt iteme noi, dar aici vă apar toate. Adică există, uitați, apă statică și apă, cum ar veni, nestatică. Deci, uitați. Da. Și pentru a ascunde apăsați O, da? Deci O. Cam atât pentru azi. Sper că v-a plăcut acest tutorial. O să mai revin cu niște tutoriale. Și după aceea o să mă apuc de câteva serii de Minecraft. Pentru că vreau să strâng prima dată câțiva views și după aceea să mă apuc de seria Minecraft. Cam atât pentru azi, sper că v-a plăcut acest tutorial. La revedere!